Și intră Denisa! Denisa! Hai, Denisa! Dar știi că îmi place? Te rog frumos, ești o fată hotărâtă. Bună ziua! Ia loc, Denisa! Ce faci, Denisa? Așa ești în viață hotărâtă? Da, încerc să fiu odată. Da, bine, hai să vedem câteva lucruri despre Denisa și o să vorbim după aceea cu ea. Sunt Denisa, am 23 de ani, sunt studentă și sunt din Iași. Mă consider o fire introvertită, mă alimentez din liniște, dar și din agitație. Îmi doresc un bărbat matur care să mă respecte, deschis, extravertit, așa ne vom completa cel mai bine. Cumva, Denisa, ai punctat bine, căci în casa mireasa o să ai parte și de liniște, dar și de agitație. Sunt sigură. Vrei să te măriți? De ce nu? Dacă găsesc persoana potrivită, mi-ar plăcea. Știți că eu vă întreb pe fiecare treaba asta, pentru că la un moment dat, când o să vă mai relaxați și voi și o să fim așa, mai, o să fiți mai, mai puse pe confesiune, o să recunoașteți. E, acum nu am intrat cu gândul să mă mărit. Poate că voiam să am mai mulți followers pe Instagram sau... Da, acum toate spuneți că ați venit să vă măritați, ceea ce e ok, căci și cei care au fost la un moment dat sinceri și au spus că au venit pentru urmăritori, de pildă, sau pentru notorietate, au ajuns să se însoare sau să se mărite în emisiunea Mireasa. Eu am spus că dacă găsesc persoana potrivită, corect, așa e, până la urmă nu e obligatoriu. Dar este și o experiență de care o să mă bucur din plin. Este experiența vieții voastre, vă promit asta, vă spun de la început și o să îmi dați dreptate și la finalul emisiunii.